Ho, 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 sclipicioșii mei, sau bine ați venit pe canalul meu! Azi am pentru voi un video cu totul și cu totul special, un video în care vom afla cine e My Secret Santa. Eu am tras cu ochiul deja, pentru că vă dați seama că în momentul în care am primit coletul, m-am uitat de la cine este și am fost foarte fericită să aflu că moșul meu secret e nimeni alta decât o fată pe care eu o îndrăgesc foarte, foarte mult și îmi place foarte mult de ea. O urmăresc pe social media, o urmăresc pe YouTube și pe lângă asta povestim destul de des. Și fata asta despre care vă povestesc este nimeni alta decât Sabina Rusescu. Am să vă las pe aici pe undeva pe sus canalul ei de YouTube, pentru că are un canal de YouTube foarte, foarte drăguț și pentru că este o fată foarte, foarte dedicată și face tot ce îi place și cu foarte, foarte multă pasiune. Și am să vă las toate conturile ei jos în descriere, precum și toate conturile tuturor fetelor care au participat la acest Secret Santa. Secret Santa este o colaborare pe care am făcut-o împreună cu mai multe fete din grupul YouTube Girls România și în fiecare an facem Secret Santa, Secret Bunny, după cum ați văzut înainte pe canalul meu, am să vă las și un link aici sus. Anul acesta am făcut și Secret Bunny de Paști și iepurașul meu secret a fost Elena de la Homemade by Elena, iar de această dată îl am pe moșul meu secret, care este de fapt o doamnă moș Crăciun și anume Sabina. Și am aici coletul. Haideți să-l deschidem pentru că sunt super curioasă. L-am ținut de foarte mult timp pentru că am fost răcită și nu am putut să-l deschid. Și ia uitați aici ce colet frumos am balat, am primit și roșu așa să se asorteze cu atmosfera și cu mine. Și mor de nerăbdare să îl deschid. Sabina știe și ea că i-am spus că l-am primit și că e aici în siguranță. Știe că am așteptat în jur de o săptămână pentru că nici cum nu am putut să filmez, ba am fost răcită, ba am avut alte treburi, ba am ajuns prea târziu acasă și am vrut să fac un video așa frumos, cum trebuie. Așa că acum e momentul, hai, nu mai vorbesc, îl deschid. Am dat puțin așa mai în spate și hai să vedem ce se află în colet. Pam, 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 pam. Nimic deocamdată. Oh, doamne, ce drăguțe! Ia uitați! Se vede că e foarte frumos împachetat. Și am aici o felicitare foarte drăguță pe care am să o citesc. Dragă Romina, mă bucur foarte mult că eu am avut șansa să fiu moșul tău secret. Îmi doresc din suflet să te nimeresc cu ce ți-am ales să-ți spun. Trebuie să te avertizez că fiecare produs vine numerotat și cu o mică ghicitoare. Abia aștept să-ți văd reacția pe cameră. Continuă ceea ce faci, mie îmi place foarte mult și poate într-o zi ne vom vedea în real life. Îți doresc toate cele bune alături de cei dragi și Crăciun fericit. Cu drag, Sabina. Îți mulțumesc, Sabina. Și abia aștept să le deschid. Am să dau la o parte tot ce-am pus aici. Ups! Coletul a fost foarte bine protejat și aici se află o tonă, da, o tonă de produse. Mi se pare că sunt foarte multe. Sunt foarte nerăbdătoare, așa că am să încep cu numărul 1, cum a zis Sabina. Ăsta nu pot să-l deschid, că e numărul 12. Deci mai aștept, îl căutăm pe 1. Ăsta e 2, deci îl pun deoparte. Am găsit! Unul este pentru buze delicioase. Asta înseamnă că este ceva pentru buze. Sigur este un balsam sau ceva. Buze delicioase. Să le deschidem. Cred că o să rup ambalajele urât. Deci ia, fiți atenți. Nu știu dacă știi sau de unde știi, am aici un balsam de buze de la Nivea, Caring Lip Butter. Balsamul ăsta de buze, l-am avut de foarte, foarte mult timp și mi-a plăcut exagerat de mult. Și de atunci, sincer, l-am găsit foarte, foarte greu. E un balsam de buze cu Raspberry Rose, cu zmeură. Mie îmi place foarte mult zmeura, deci m-ai nimerit din prima. Și asta vreau să vă zic, că l-aveam înainte și nu l-am mai cumpărat pentru că nu prea l-am mai găsit. Însă acum cu siguranță o să-l folosesc și mă bucur foarte mult pentru că balsamele de buze sunt must have.
Așa, hai să vedem doi. O constelație într-un produs. Ceva cu creepy. Oh my god. Asta pe bune că e o constelație și e un far de la Milani pentru smokey eye sau ceva de genul. Ah, nu, e un creamy eyeliner. Oh my god, dar ce culoare are, stați că îl desfac și vi-l arăt pentru că e minunat, chiar e minunat. Nu știam că există un produs așa de fain. Ia, priviți. Abia aștept să-l folosesc. Mulțumesc mult! Îmi plăcea încă dinainte de moșul meu, se crede, acum îmi place și mai mult. A, uite, am găsit numărul 3 pentru ploape fermecătoare. Astea sunt niște farduri. Oh, ce culori drăguțe! E o baleta de la Douglas, foarte, foarte simpatică, care are culorile exact așa cum îmi plac mie, niște culori naturale și e foarte drăguț, o pot purta chiar și în poșetă pentru un machiaj de zi natural. Super, super drăguță, îmi place foarte mult. Am ajuns și la numărul 4 și 4 e ceva cremos. Să fie oare creion? Cred că e un creion de buze, dacă e cremos, sigur e un creion de buze. Nu, nu e un creion de buze, n-am nimerit-o. E un creion de ochi cremos de la CoverGirl și are un aplicator foarte interesant. Așa, și zice că se ascuțește singur și pe lângă că se ascuțește singur, are aici o stensilă cu care poți să ștergi foarte ușor linia pe care ai făcut-o. Foarte drăguț și acesta îmi place. O să-mi placă toate oricum, stai liniștită. Am uitat unde am ajuns. 5. Sunt la 5. Un brand care la noi nu se găsește. Îmi plac brandurile care nu se găsesc la noi. Dar am văzut, e ceva de la colourpop.com. Să știi că n-am încercat absolut nimic până acum de la Colourpop. Nu știu cum am rezistat, că fardurile alea, sincer, sunt superbe, nuanțele și tot. Oh my god! Un cream gel liner. Albastru! Îmi place, îmi place, îmi place. Pe care sigur o să-l folosesc cu drag, pentru că eu chiar mă fac cu eyeliner albastru. Așa că e super. 6. Seamănă cu un Oreo, dar nu e, deși miroase a ciocolată. Oh my god, e ceva de la Too Faced. Chocolate Soleil. Deep. Oh, un bronzer! Vai, ce tare! Un bronzer de la Too Faced. Să știi că eu chiar am nevoie de un bronzer și ăsta e numai binevenit. Plus că n-am mai folosit un bronzer de la Too Faced. Miroase a ciocolată? Da! Oh my god! Îl iubesc și mai mult acum. Am ajuns la numărul 7 pentru gene, wow! O mascara asta. Da, mi-am luat și un cuțit, dar mi-e frică să nu mă tai cu el. Oh, un mascara de la Paese. Am câteva produse de la Paese, însă nu foarte multe și astea le am, pe care le am de la mama, pentru că mama mai folosește Paese în make-up și așa. Îmi place pensula, e foarte faină, cred că îți dă un volum foarte mare la gene. Și aștept să o încerc, e Ador Volume Lash Mascara de la Paese. 8. Culoarea asta mi se pare că îți strigă numele. Oare să fie ceva cu sclipici? Da! E un fard de la Sephora, iar îmi place foarte mult culoarea asta și e o culoare care într-adevăr o folosesc destul de des în machiaj, așa că da, plus că ai sclipici. Dacă mă mai vedeți că fac așa de multe ori, să știți că fac așa pentru că sunt fericită, nu nebună. Am ajuns la 9 și am ceva pentru sprâncene și mi-a ales și culoarea bună, adică blond. E un mascara pentru sprâncene de la Oriflame, din gama The One. Să știi că și de asta am fost foarte curioasă și chiar mă bucur că o să-l încerc. Mie îmi plac toate produsele pentru sprâncene. Îmi place că e deschis și are o pensulă foarte drăguță. Acum sunt la 10. Și am aici ceva pentru idei frumoase. Asta știu sigur că e agenda. Oh my god! Ia uitați ce agenda frumoasă! Deci e o agendă foarte, foarte drăguță. Îmi place super mult.
și aici are puțin auriu. Și aici are scrisul ăsta auriu și scrie Do more of what makes you happy. Mulțumesc, chiar o să-mi notez idei drăguțe în el. Sunt la 11. Niciodată nu sunt de ajuns. Bani? Nu, sigur nu sunt bani. Pensule? Sabina, nu cred. Vai. Vai, nu cred. Am aici o pensulă de la Real Technic pentru... Stai că scrie pe el. M-am emoționat. Pointed Foundation Brush. Pentru fond de ten. Hai de ce fină e și faină. Stai că o să fac așa un pic până mă relaxez. Gata, că adorm. E foarte faină. Nu știu dacă o să folosesc pentru fond de ten. Mai degrabă pentru contouring sau pentru corector. Pentru fond de ten mie mi se pare prea mică, dar poate că e de aplica fondul de ten. Și mai am două aici. E foarte interesantă. Pentru eyeliner și e cu vârf de silicon. Și aici am o pensulă din aia foarte fluffy. Asta mi se pare foarte faină pentru shading, pentru umbre. Tot așa de la japonezcă. Foarte, foarte faină pensula. Am ajuns la 12, pe care l-am pus deoparte, așa că degeaba îl căutam. Și scrie aici, ai zis că îți place varianta spray, eu ți-am pus varianta cremă. Vaselin! Îmi place foarte mult crema asta de la Vaselin, mai nimerit! Să știi că și asta tocmai ce s-a terminat. Da, eu folosesc Vaselin, cremă, spray, buze, cam orice. Și asta e și preferata mea cu unt de cacao, care e super, super hidratantă. Și da, îmi place foarte mult și o folosesc, așa că mulțumesc! Se vede când cineva te cunoaște, chiar se vede când cineva te urmărește și te cunoaște. Și, sincer, Sabina e printre fetele care mă urmărește încă de la începutul meu pe YouTube până în momentul de față și ne-am împrietenit și povestim și chiar abia aștept și eu să ne vedem. 13. Pentru sprâncene conturate. Mai păcălit, dar mai păcălit cu mai multe. Nu doar cu asta. Mm-mm. Sunt Eyebrow Stencil Kit. E un kit care are forme de sprâncene sau ceva de genul ăsta, nu știu cum să vă spun. Da, îți pui așa și îți conturezi sprânceana. O să le încercăm și pe astea împreună. Și ceva pentru păr. E un balsam pentru păr cu coacăze, reparator. Miroase și foarte bine. Da, miros orice. E foarte micuț și foarte drăguț și ăsta e bun așa și când mergi într-o vacanță. În care urmează să mă și duc, așa că poate să le iau cu mine. Puțin din gustul american. Asta e ceva ciocolată caldă americană. Pot să bag mâna în foc că e ciocolată caldă americană sau ceva de genul. Deci foarte tare, e o ciocolată caldă cu marshmallows, cu bezele. Aici într-o parte are ciocolata caldă, cu lapte se prepară și după pui bezelele. N-am mai avut niciodată, dar sigur o să încerc, abia aștept. Și 16, am vrut să le testez, sunt mici și drăguțe. Mai Sabina, nu știu ce sunt mici și drăguțe, că de fapt sunt mari. Ah, niște monstre! Am ceva de la Too Faced, Born This Way. Oh, ce drăguț! Sunt niște monstre de la fondul de ten Born This Way. Foarte fain. Îți mulțumesc că te-ai gândit, chiar să știi că îmi place să testez tot felul de chestii. Și uite și ăsta de la NARS, nici pe ăsta nu l-am încercat, nici Born This Way. Să știi că loțiunea de la Essentic, tocmai am deschis-o zilele astea și chiar îmi place. Însă nici asta nu strică, plus că eu mi le pun în geantă și în momentul în care am nevoie de ele le folosesc. Și ceva de la Curls Unleashed. E ceva pentru păr, pentru definirea buclelor. Foarte, foarte tare. Îți mulțumesc foarte, foarte mult, Sabina. Se vede că ai pus mult suflet în colet și mă bucur foarte mult că am ajuns să ne cunoaștem chiar și așa online și sper să ne vedem și
offline. Și ce să zic, Moș Crăciun, moșul meu secret, a fost foarte generos, îți mulțumesc din suflet pentru tot ce mi-ai pus. O să le folosesc cu mare drag pe toate. Și da, ăsta e videoul meu, sper că v-a plăcut. Și să mergeți neapărat să o urmăriți pe Sabina, pentru că merită. Și să nu uitați să mergeți să vedeți și videourile celorlalte fete, pentru că mai jos veți avea în descriere canalul fiecăreia. Și asta e videoul de azi. Înainte de a închide camera, vreau să vă pup și să vă îmbrățișez cu drag. Să vă mulțumesc că ați fost alături de mine în acest an. Ăsta e ultimul video pe care îl veți vedea voi anul acesta. Și vreau să vă spun că sunteți foarte dragi, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și vă doresc sărbători frumoase și un an nou fericit și tot ce vă doriți voi. Și nu uitați ca în fiecare zi, nu doar acum, să străluciți și să iubiți și multă, multă pace și liniște sufletească și vă doresc tot ce îmi doresc pentru mine. Vă pup și ne vedem data viitoare!